Satana este un expert în înșelătorii și a demonstrat acest lucru pe tot parcursul istoriei. Cât de puternice și concrete sunt strategiile și tentațiile lui Satana? El a convins o treime dintre îngeri, pe Adam și pe Eva, toți, cu excepția 8 oameni din timpul lui Noe. El îi va face pe cei pierduți să se simtă salvați. Aproape întreaga lume îl va urma. Puțini vor fi salvați. Biblia spune că doar o rămășiță va fi salvată. Ce reprezintă o rămășiță față de miliardele de oameni? Apocalipsa lui Ioan, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Când Ioan a scris Apocalipsa, a văzut tot ceea ce a poruncit Dumnezeu să scrie cu privire la timpul sfârșitului, printre care și biserica adevărată sau poporul adevărat care va fi salvat. Apocalipsa descrie poporul lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului și biserica cu o claritate uimitoare. Ea face ca Biblia să prindă viață atunci când vedem ultimele evenimente descrise cum au loc în Apocalipsa. Mai spune exact ceea ce trebuie să predice biserica lui Dumnezeu în ultimele zile. Detaliile clare despre poporul adevărat din timpul sfârșitului, scrise de Ioan în cartea Apocalipsa la porunca lui Dumnezeu. Trebuie să le înțelegem și să le urmăm. Deși sunt peste 5.000 de religii, Biblia ne arată cu o claritate uimitoare care este poporul adevărat sau biserica adevărată de la Geneza până în timpul sfârșitului. În Apocalipsa 12:17, Biblia ne descoperă poporul adevărat din timpul nostru care va fi salvat. Și balaurul, adică satana, mânia pe femeie, adică mânia pe biserica adevărată, sau poporul adevărat al lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, s-a dus să facă război împreună cu demonii lui, cu fiara, cu sindicatele, cu liderii religioși, liderii politici sau împărații pământului. Să facă război împotriva rămășiței, împotriva celor care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Acest popor al lui Dumnezeu are două caracteristici. Păzește poruncile lui Dumnezeu, inclusiv porunca 4, sâmbăta, sabatul creațiunii, și ține mărturia lui Isus. În Apocalipsa 19:10, Biblia ne descoperă că mărturia lui Isus este Duhul prorociei. Așadar, acest popor are prorocul în mijlocul său. Acest popor va avertiza întreaga lume să se supună înaintea legii lui Dumnezeu și să accepte porunca 4, închinarea doar înaintea lui Dumnezeu. Va avertiza cu privire la fiară, la semnul fiarei. Vor proclama ultima avertizare a lumii, cele trei solii îngerești. În Apocalipsa 12:17 ne arată că mânia lui Satana va fi împotriva bisericii adevărate, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Isus. Când semnul fiarei va fi impus prin lege în toată lumea, toate puterile corupte care au respins legea lui Dumnezeu, fiind amăgiți de Satana, vor lua o hotărâre de a extermina poporul lui Dumnezeu. Aici va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Aici va fi ales grâul de neghin. Aici va fi testul celor care vor fi loiali lui Dumnezeu și cei care vor renunța la Dumnezeu. Aceasta este bătălia de la Armagedon, noaptea cea mai întunecată și cea mai lungă din istoria omenirii, imposibil de descris. Pe pământ se vor forma doar două categorii de oameni. Cei care au fost înșelați de fiară printr-o închinare falsă și cei care rămân sub guvernarea Creatorului, care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu va fi încercat și va simți mânia lui Satan. În momentul când Satana prin fiară va da decretul duminical, semnul fiarei, în Apocalipsa 14:12, Biblia spune despre biserica adevărată sau poporul adevărat, că aici va fi răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Dar rămășița, poporul adevărat, va merge spre victorie. Satana va fi învins. Dumnezeu spune, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Satana nu-i va mai putea ispiti, ci va face doar abuz psihologic, crezând că prin persecuție va reuși să slăbească poporul lui Dumnezeu, făcându-i să creadă că nu mai au nicio speranță. Dar credința lor în Iisus va fi de neînclintit. Foarte curând,
Va fi timpul pentru fiecare persoană să susțină testul credinței. Mântuirea este personală. Din acest motiv, nu vă încredeți în pastori, în preoți, lideri religioși, ci studiați voi personal. Vedeți dacă trăiți în lumina adevărului sau urmați o tradiție, o doctrină, un cult, un pastor, un adevăr amestecat cu minciună. Foarte curând vei sta față în față cu ultima noapte de pe pământ și atunci vei putea face față doar cu bagajul de informații pe care le-ai dobândit prin studiul personal. Probabil că ați auzit des această întrebare: contează în ce zi ne închinăm sau în ce zi mergem la biserică? Duminica sau sâmbăta, tot Domnului ne închinăm. În aceste ultimele zile din istoria lumii, ziua pe care Dumnezeu a pus-o deoparte în scopul închinării speciale, ziua a șaptea, porunca a patra, va fi o decizie de viață și de moarte. În Iacov 2:10 Biblia spune că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Când ne supunem poruncii a patra, noi arătăm loialitatea față de Creator și arătăm cărui Dumnezeu ne închinăm, pentru că este important să știm cărui Dumnezeu ne închinăm. Celui care a făcut cerurile și pământul. În profeție, în cartea Daniel, ne descoperă că fiara va încerca să schimbe timpul și legea lui Dumnezeu în acest timp final. Dar fiara, conform profeției, este controlată de Satana, simbolizat printr-un balaur, impunând o altă zi de închinare cunoscută ca semnul fiarei, atunci când va fi obligatoriu prin lege. Demn de sublinat este că Satana întotdeauna a fost un imitator. El, fiind doar o creatură, a vrut să fie ca Dumnezeu, să fie un Dumnezeu. Când Dumnezeu are îngerii săi care au rămas în cer ascultând de legea lui Dumnezeu și Satana are îngerii lui care au fost înșelați de el. Cum Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a avut 12 ucenici, împreună cu el fiind 13, și Satana are consiliul celor 13 pe pământ, el fiind al 13-lea în capul piramidei. Cum Dumnezeu are o biserică adevărată, un popor adevărat care reprezentat al său pe pământ, prin care își va termina lucrarea pentru salvarea oamenilor, biserica aceasta este reprezentată în Apocalipsa 12 ca fiind o femeie îmbrăcată în lanț cu 12 stele. Și Satan are o biserică prin care înșeală întreaga lume. Femeia prostituată care călărește o fiară din Apocalipsa 17. Când Dumnezeu are o zi de închinare specială, și anume ziua șaptea, sâmbătă, sabatul, la fel și Satan a ales o altă zi de închinare prin care va înșela întreaga lume, prin care lumea îi va aduce închinare prin fiară. Biblia, în ultima profeție, ne descoperă că este ziua pe care fiara sau biserica apostaziată, simbolizată în Apocalipsa 17, printr-o femeie prostituată care călărește o fiară, o va impune obligatoriu prin lege în întreaga lume. Este ziua cunoscută ca fiind semnul fiarei atunci când va fi obligatoriu prin lege. După cum observați, în întreaga lume bătălia se dă între sabatul zilei a șaptea, sâmbăta și ziua întâi a săptămânii duminică. Teribil! Dar lumea va fi înșelată de Satana primind semnul fiarei, cu învățături extrem de sclipitoare și de credibile, dar total nebiblice. Lupta dintre tradițiile și doctrinile oamenilor și adevărul Bibliei este cu mult mai mare decât ne putem imagina. Aproape întreaga lume se va închina la tronul Satanei prin fiară. În Apocalipsa 13:4, Biblia spune că lumea a început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiare și au început să se închine fiare zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Există o înșelăciune ce vine pe pământ, noua ordine mondială, unirea religiilor sub forma unei iubiri false, lumină și unitate, dar care nu corespund naturii iubitoare a lui Dumnezeu. Cu aceste lucruri aparent bune, oamenii vor locui în confort, fără să-și dea seama că Satana îi înșeală, făcându-i să creadă într-o unitate și închinare falsă. Puterile Satanei sunt îmbrăcate în veșminte religioase, spre a legăna pe cei duși în rătăcire, în mai multă siguranță. În Apocalipsa 13 ne descoperă cum Satana va înșela lumea prin învățături extrem de sclipitoare și de convingătoare, închinându-se la tronul său prin fiar. În Apocalipsa 13, Biblia ne descoperă că lumea a început să se închine balaurului, adică lui Satana, pentru că dăduse puterea lui fiare. Închinându-te în ziua pe care fiara o va impune obligatoriu prin lege, ce reprezintă semnul fiarei, te închini în mod direct balaurului, adică lui Satan. Nu există o altă posibilitate. Deoarece vei asculta de porunca fiarei și nu de porunca lui Dumnezeu cu privire la închinare. În aceste timpuri finale, Biblia spune: și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu sufrarea gurii sale
și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. În 2 Tesaloniceni Biblia spune: arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie salvați. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărul numelui ei. Înainte de Marea Strâmtorare, guvernul va folosi sancțiuni politice și economice pentru a sili poporului Dumnezeu în timpul sfârșitului să primească semnul fiarei. În acest timp, sfinții vor fi chemați să-și facă cunoscută credința în fața unei împotriviri tenace sociale, politice și religioase. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Când nu vor reuși să oblige poporului Dumnezeu să se supună, se va da un decret final de moarte. Biblia spune că satana va face un ultim gest disperat și va persecuta copiii lui Dumnezeu care rămân loial față de Creatorul lor și nu se vor închina fiare. Nu pot fi înșelați. Aici va fi lupta de la Armagedon, marea luptă din Apocalipsa, lupta de la pragul veșniciei, când satana va folosi toate mijloacele împotriva copiilor lui Dumnezeu pentru a le slăbi credința. Dar rămășița va merge spre victorie, rămășița va triumfa. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiare, ca icoana fiare să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiare. În Apocalipsa 2:10, Domnul Iisus ne spune: nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unul din voi ca să vă încerce. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. În perioada aceasta începe Marea Strâmtorare și încep să cadă ultimele 7 plăgi, necazul cel mare. Timpul strâmtorării începe cu mânia lui Satana împotriva copiilor ce ascultă de Dumnezeu, de cele 10 porunci, și se sfârșește cu mânia lui Dumnezeu împotriva celor care ascultă de fiară. Timpul strâmtorării începe cu mânia lui Satana împotriva copiilor ce ascultă de Dumnezeu, de cele 10 porunci. Și balaurul, adică Satana, mânia pe femeie, adică mânia pe biserica adevărată, sau poporul adevărat al lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, s-a dus să facă război împreună cu demonii lui, cu fiara, cu sindicatele, cu liderii religioși, liderii politici sau împărații pământului. Să facă război împotriva rămășiței, împotriva celor care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus. Și se sfârșește cu mânia lui Dumnezeu împotriva celor care ascultă de fiară. Teribilă este misiunea îngerului al treilea. Teribilă este lucrarea lui. El va sigila poporul lui Dumnezeu în timp ce lumea va primi semnul fiarei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiară și icoane ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turna neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoane ei și oricine primește semnul numelui ei. Biruitorii fiari vor fi copiii lui Dumnezeu, biserica adevărată, rămășița, cu care satana va face război la sfârșitul marei lupte dintre bine și rău. Amăgirile lui satana vor fi puternice și convingătoare, dar Hristos ne-a dat destule învățături care să ne ajute să discernem adevărul de minciună.